Bună ziua, bună seara, dragii mei peștișori! Iată-mă cu seria a doua pentru toți cei născuți cu soare în pești, dar și cu lună, Venus, ascendent în pești, poate chiar și Jupiter sau un Stelium, în fine. Etalarea este pentru toți cei care rezonați cu această, aceste mesaje. Poate că ar fi fost bine să continui partea întâi cu ceea ce îmi doresc acum să spun. Mi-am mi -am pregătit niște cărți speciale care ne atrag atenția asupra căror ceacre trebuie să lucrăm într-o anumită perioadă. Și pentru voi, dragii mei peștișori, lună Venus nu contează ce, am primit ca și mesaj lucrați cu chakra a doua, mai exact cu svadistana, cum se spune în limba originală. Ceea ce înseamnă că ar trebui, printre altele, Zvadistana reprezintă culoarea portocalie, reprezintă sexualitatea, creativitatea, sensibilitatea, se manifestă prin uh, motoul simt, eu simt și se pare că nu întâmplător a apărut această, acest mesaj, a să lucrați această ceacră, pentru că în partea întâi aveți mesajul referitor la sexualitate. În fine, dar sexualitatea se poate manifesta în fel și chip, la nivel creativ sau superior. În fine, pentru cei care chiar vor să lucreze, este bine de reținut că ar trebui explorată culoarea portocalie, mirosul de santal, de portocal, de bergamot, de cardamon, ar Ar trebui folosit, eu nu suport coriandru, dar cine suportă, puteți să folosiți în mâncare coriandru. Vanilia îmi place și mie foarte mult. Rămâne de văzut voi cum vă raportați la această, acest praf. Vanilie, scorțișoară, fenicul, de mâncat ca și legume ar trebui mâncat, să zic, în perioada asta mai multe vinete, portocale, pepene cine are. Și să vorbesc așa pe foarte scurt ce reprezintă. În momentul în care chakra svadistana reprezintă ovarele, rinichii, uterul, că tot am vorbit în prima parte despre aspectul ăsta al și, simbolisticii zodie peștilor. Testiculele, evident, la bărbați. Splina și pielea. Deci, lucrând cu această ceacră, vă îmbunătățiți toate celelalte sau toate aceste părți ale corpului ființei voastre materiale. În cazul în care apar dezechilibre, se manifestă cu probleme la nivelul acestor organe, cu asbronșic, cu alergii, cu candidoze, cu impotență, evident, depresie. Deci lucrați cu această ceacră ca să manifestați cei mai bun, să o echilibrați. Am la îndemână să vă împărtășesc câteva propoziții care vă vor ajuta în explorarea acestei ceacre. Ar fi, eu sunt bucuros sau bucuroasă, Evident, adaptați voi la cine sunteți, Sen se senzitivă, sensibilă. Eu vreau, eu sunt pasionată. Eu sunt uh, sexual, senzual, eu doresc, eu îmi iubesc corpul, eu sunt creativ, eu sunt creativă. Eu simt, eu mă bucur de viață, eu vreau, doresc și tot așa. În fine, trecând peste acest capitol, Dați-mi voie să vă explic cum simt eu aceste cărți oracole care au venit pentru voi. Cred că în acest motiv, moment sunteți într-o perioadă de schimbare de carieră după o perioadă de acumulare și transformare. Într-un sens bun, ați devenit dragi peștișori sau toți cei cu planete în pești mai puternici. Văd aici puterea, da? Schimbare de carieră sau poate adăugați la carieră un hobby, ceva care devine foarte uh, pregnant în, în viața voastră. Și această schimbare va aduce o abundență de, o, de un anume fel și totuși foarte multe opțiuni. Și din cauza acestor opțiuni trebuie sunteți puși în situația să decideți. Să decideți măcar pentru această perioadă a lunii simt eu că mesajul e pentru martie sau în fine perioadele următoare de scurtă durată. Trebuie să decideți între a fi consilier sau a merge la un consilier, merge la un consilier și a fi artist sau va a vă explora capacitatea de a crea. Este o decizie care e destul de greu de luat. După cum vedeți, și chiar și această imagine sugerează ca și când sunteți un acvariu înconjurat de mulți peștișori, cum am spus și în prima parte, tentații, opțiuni, ispite. În acest moment simt că să aveți de ales între două variante bune, ceea ce este foarte greu. Ceea ce este foarte greu. Este frumos și să fii artist, este frumos și să fii consilier. Eu simt asta pe propria piele. Și din acest motiv mi este foarte greu să răspund multor cereri pentru etalări personale. Dar, evident, trebuie să decid și voi trebuie să decideți. Eventual, simt eu că această decizie se poate exprima și prin a vă organiza mai bine timpul, pentru că tot avem un Saturn în Capricorn care ce face? Scoate în evidență nevoia asta de organizare. A timpului, a resurselor. Și în momentul în care vă veți organiza, veți decide. Să zic, într-o zi faceți consiliere, într-o zi faceți artă, deși este foarte greu să vă împărțiți între două lucruri, care ambele simt că vă plac. În partea de consiliere, am senzația că mulți dintre voi și reveniți, vă rog, ascultați partea întâi, comunicați cu îngerii. Comunicați cu copilul vostru interior, cu sinele vostru superior, ca avem o aripă, și îi ajutați pe cei din jurul vostru cu mesajele pe care le preluați. Eventual, dacă nu conciliați, vă duceți la cineva care are aceste calități și care vă poate da, un cuvânt de încurajare, un, un îndemn eventual în cazul în care trebuie să decideți în viață ce să faceți, mai degrabă în carieră, neapărat în viață, pentru că aveți opțiuni, simțiți că ceva se schimbă în viața voastră și o energie de o abundență specială este în preajmă, cred că mulți cu lună, venus, soare, ascendent în pești, sunteți chemați să manifestați acest artist. Acest artist din voi. Care artist? trebuie musai să aveți facultatea de artă ca să fiți artist. Puteți să creați în atelierul vostru, în camera voastră. Vreau să stai cu mine, nu mă deranja. Da? Și să vă descoperiți această latură. Poate aveți un hobby, vă place să faceți muzică, nu doar pictură, sau să scrieți poezii, sau să scrieți pur și simplu. Explorați acest aspect, pentru că prin artă simt că vă. Creați o legătură puternică cu Dumnezeu, cu spiritualitatea voastră, cu îngerii voștri și, tot prin artă, puteți concilia pe alții. Adică, lucrările de artă pe care le faceți, artă decorativă, artă plastică, muzică, dans, nu contează, poezie, în momentul în care sunt împărtășite cu cei din jurul vostru conciliază prin mesajele pe care le aduc. Un cântec de dragoste, versurile unui cântec sau pur și simplu melodia respectivă poate să aline pe cineva, ceea ce înseamnă foarte mult. Atenție, draga mea prietenă, Andreea, apucătă de muzică. Da, sigur, nu avem aici muzică, avem noțiunea de a fi artist. Explorează latura aceasta din tine, explorați această latură. Este greu de decis. Dacă ascultați prima parte, o să înțelegeți mai bine. Dar poate reușiți într-un fel să le fuzionați, să împărțiți și capra și varza și să, să faceți ceva, o artă prin consiliere, așa cum plănuiesc eu să fac la întâlnirile pe care le vom face eventual din luna martie. Un alt mesaj am mai primit, probabil că nu... Treaga etalare este pentru toată lumea, nu știu, rămâne de văzut. Vă luați secțiunile de mesaje care simțiți că rezonează cu voi. O altă serie, am venit cu cărțurile mele experimentale. Un alt mesaj pentru unii dintre voi. La un moment dat, în luna martie, veți primi acest mesager al nopții care a apărut invers. Ceea ce? Ce înseamnă mesagerul nopții în aceste cărți? În aceste cărți este un mesager care nu neapărat vine cu mesaje pe perioadă nocturnă, ci vine cu mesaje oarecum neclare, că tot avem lună, da? oarecum secretoase, codificate, nedefinite, nu, nu poți explica ce vrea să zică, spune un lucru și de fapt înțelesul este cu totul altul sau mult mai profund, nu neapărat altul, că doar nu minte, nu e o energie falsă. Este oarecum ascunsă în această, această întunecime a nopții. Și interesant că avem și lună, da, secrete. Însă, în acest context, după cum vedeți, mesagerul nopții este invers. Deci, poate primiți niște mesaje care vă luminează ca și răsăritul după noapte, da? Este an nopții și fiind invers, deja noaptea se disipă, întunericul se împrăștie și apare răsăritul. Simt că acest mesaj vă va lumina, Va fi ca un ghid, sau poate persoana care vine cu un mesaj va fi un ghid, măcar pentru o perioadă de timp în viața voastră. Vă va explica niște lucruri ca dintr-o carte sau dintr-o carte, vă va lumina, după cum vedeți, o ușă în mintea acestui om. Va deschide o nouă dimensiune în lumea voastră intelectuală, spirituală. Și cel mai interesant este că vă va explica de ce nu ați avut noroc, roata norocului în poziția aceasta, exprimă, exprimă să zic o perioadă de, de, nu neapărat ghinion, de incapacitate de a manifesta ce este mai bun, da? Probabil că vă va explica acest ghid sau va fi ghid o perioadă în viața voastră până schimbați roata norocului în poziția favorabilă. Simt că ați trecut uh, printr-o perioadă în care lucrurile nu s-au mișcat în direcția pe care ați dorit-o, dar cred că odată cu acest mesager și cu acest personaj, nu știm cine va fi, cum va fi, un ghid, un ghid spiritual, în primul rând. Poate să fie la nivel energetic, să nu fie o persoană, să simți, să deschideți o carte și să începeți să dezvoltați, să explorați, da? Dacă nu persoană vă ajuta să, să schimbați această, acest blocaj într-o stare de spor, de abundență și mai ales să vă cred, cred, așa simt că lucrurile roata norocului aceasta se va întoarce undeva în poziția normală, către luna nouă, și veți putea spori, veți putea crește. Puteți să însămânțați că avem să sămânță, să însămânțați la nivel spiritual, profesional, emoțional. Alegeți voi să însămânțați ceva în voi. Atenție pentru cei care își explorează se sexualitatea, să nu rămâneți însărcinați. În fine, asta e o chestie care mi-a venit acum, dar cred că în primul rând se referă mai mult la evoluția voastră spirituală și la creșterea voastră, da, de la sămânță către pom, lăstar și apoi pom, într-un viitor îndepărtat sau apropiat, rămâne de văzut. Acum să continuăm. Pentru luna martie după cum vedeți, aveți o pașa. O pașa. Ok. Aveți regina, luna, cavalerul de cupe, invers, 5 de băte și într-un final regina de cupe, care a venit împreună cu o echipă de alte trei cărți. Cum văd eu lucrurile? Apoi vă explic și cum am clarificat. Că sunt mai multe scenarii, mai multe versiuni. Vă raportați la fiecare cum, cum simțiți. Foarte important, mai ales când vorbim de pești, cum simțiți. Pentru unii dintre voi, în luna martie, această persoană, nu zic femeie, regina de bute, va intra în viața voastră, este cu fața către voi. Va intra cu fața. După o perioadă în care va cam dat la spate. Vă explic imediat. Poate să fie o persoană născută în zodia berbecului, leului sau săgetătorului, dar care în această perioadă manifestă stabilitate, ceea ce în trecut nu a manifestat. Dacă, op, scuze, se întâmplă. Dacă nu este o persoană, este o energie. Simțiți uh, o pasiune și o creativitate fantastică să explorați o altă latura voastră. Dar să continui versiunea în care această persoană, semnul focului sau care are multe planete în semnul focului, nu trebuie musai să fie semn de foc, da? Intră în viața voastră după o perioadă în care v-au cam de la spate. Dar vin cu niște secrete. Poate este acest ghid care vă explică niște lucruri și vă luminează. Poate, pentru unii dintre voi, vă veți întâlni cu această persoană din semnul focului în perioadă de lună plină sau lună nouă și cred că foarte mulți dintre voi veți avea vise, veți avea niște stări. Poate veți primi cu ocazia acestei întâlniri, în secret, s-ar putea să fie o întâlnire în secret, nu neapărat noaptea, în secret, și în perioada uh, Zodiei Peștilor, în mod special, cred că veți primi niște descărcări de informație, ca aceste picături de lumină din, 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 din lună. Uh, am senzația că, odată cu ivirea acestui personaj. Va trebui să vă luptați cu două aspecte ale voastre, pozitiv și negativ. Vă veți lupta între a primi persoana în viața voastră sau a nu o primi, pentru că, da, repet, în trecut va cam da la spate. Și din acest motiv am senzația că acest cavaler de cupe sunteți voi, care sunteți foarte deschis să-i primiți. Asta pentru că ei înșiși, ar fi trebuit să, fie, să vină cu această ofertă de dragoste de mult, ei ar fi trebuit să reprezinte cavalerul de cupe, să vină de mult, n-au venit, au avut niște secrete, au avut niște probleme, în fine, trecem peste. Și această așteptare va cam crea o, o supărare. Dar să nu uităm că lucrurile sunt într-un timp divin și toate la timpul lor. Dar oricum, prima întâlnire, la prima întâlnire nu veți fi foarte încântat să vă deschideți sufletul. Poate veți ține pentru voi afecțiunea pe care o simțiți, emoțiile, nu veți arăta. Dar am senzația că după o perioadă de conflicte interioare, 5 de băte, o perioadă în care vă luptați cu voi înșine, și vă poate, aveți niște competiții pentru a câștiga sau a menține atenția acestei persoane foarte frumoase și interesante și pasionale, dar cred că e mai degrabă conflict interior. După o perioadă de conflicte, veți manifesta această regină de cupe, care reprezintă, da, zodia peștilor. Poate să fie și orice asem de apă. Scorpion sau rac, dar este o, o latură a voastră uh, sensibilă, sensitivă, emoțională, uh, care susține delicat ceea ce îi se oferă, ceea ce primește. Însă, ca să ajungeți la această regină de cupe, sper că înțelegeți limbajul, treceți și dumneavoastră, afară, printr-o perioadă de. de transformare, cum am vorbit în prima parte, afară de acest conflict interior, va trebui să vă vindecați pentru că în trecut această persoană va rănit. Este clar. o să vă arăt mai încolo. Va apare de două ori trei de săbii. Va rănit. Poate nu fi semn de foc, poate e semn de aer, că tot apare aici a patru de săbi, da? Semn de aer, vărsător, gemen sau balanță. Nu ne fixăm pe zodii. Deci oricum trebuie să vă vindecați după această rană sufletească, să vă conectați la spiritualitate, cum am vorbit și în prima parte, și să vă echilibrați, pentru că această rană sufletească, va a produs un mare dezechilibru și în această perioadă de meditație, vă echilibrați și alegeți între a rămâne, rămâne rănit sau a manifesta o viață echilibrată. Asta e cartea mea pentru, până o găsesc, nu știu pe unde e, pentru 10 de monede. 10 de monede este o familie fericită, abundentă, stabilă, care creează, să zic, o moștenire de viitor pentru copii, nepoți, în fine. Da? Și am senzația că după vindecarea, procesul de vindecare prin care treceți, vă echilibrați financiar și vă fixați oarecum ca și țel acest 10 de, de monede, o familie fericită și ca să manifestați o familie fericită, evident, trebuie să redeveniți voi înși vă, regina de cupe, nu vă duceți cu oricine, nu acceptați orice invitație, așteptați, o altă regină sau un rege, în fine, pe cineva care corespunde idealurilor și care vă poate ajuta să manifestați ceea ce vă doriți. Pentru unii dintre voi poate să fie acest semn de foc. Evident, nu e musai să fie relație între două femei, poate să fie acesta, aceasta, acesta bărbat și aceasta femeie sau invers, aceasta femeie și regina de cupe bărbat. În fine. Am spus că am clarificat regina de băte și ce am primit. Interesant. Iar, a nu știu câta oară, în etalările peștilor apare acest împărat, persoana în semnul berbecului sau al taurului sau cu planete în semnul berbecului sau al taurului. Da? Interesant este că au venit invers cărțile. Și atunci eu presupun că această regină de bâte care acum vrea să intre în viața voastră, nu are cum mai misterios, dar vrea, da? A trecut printr-o perioadă în care nu era în control asupra vieții sale, acest împărat avea foarte multe opțiuni. Și din cauza că avea foarte multe opțiuni, s-a dezechilibrat și a pierdut controlul. Acum însă, Venind ca o regină stabilă, probabil că s-a eliberat de fantezii, de iluzii, de confuzii. Șapte de cupe în poziție inversă asta înseamnă, iluzii, confuzii, fantezii, și manifestă control asupra vieții sale. Posibil între toate opțiunile pe care le-a avut inițial, prin care a trecut și care au produs oarecare dezechilibru, s-a hotărât să aleagă una. Probabil, să aleagă să fie o persoană stabilă și eventual să, nu știu, să manifeste ceva cu voi. Rămâne de văzut, așteptați să comentați mai peste o săptămână, două, în fine. Am spus că vine cu niște secrete. Poate vă va explica de ce. Te rog frumos să stai cu minte. Cățelul meu are chef de joacă. Vă va explica de ce nu a putut manifesta un început emoțional, o dragoste, o relație frumoasă și totuși, deși nu a putut să manifeste acest as de cupe, a manifestat 8 de cupe invers. 8 de cupe invers înseamnă că nu se poate detașa emoțional. Pe de-o parte, nu se putea detașa emoțional de ceva. Poate de ceva din viața lor, ceva ce ține încă secret. Probabil că în timp veți afla, vă va spune, deci nu se putea detașa emoțional de ceva din trecutul lor și din acest motiv nu puteau să-și găsească asul de cupe, pentru că altfel cele două cărți arată superb. În momentul în care te detașezi emoțional de ceva ce nu ți este convenabil, de aceste cupe pline de pelin sau pur și simplu goale, pot să fie oameni care nu au satisfăcut emoțional persoana în cauză, da? Acest personaj merge către Cupa de lumină. Care cupa de lumină, după cum vedeți, este asul de cupe, reprezentat în această carte de o mână care vine din nord. Dar este o ofertă spirituală, este o ofertă divină. Musa e spirituală. Se poate manifesta și în 3D, evident. Deci, probabil că în momentul în care va intra această regină, acest rege, regină, ce-o fi, personaj, semn de foc, mai mult sau mai puțin, veți găsi totuși niște explicații după un timp. Haideți să vedem de ce nu a putut cavalerul de cupe, de ce nu a putut el să vă ofere dragostea în cazul în care a fost el, pentru că a trebuit să învețe o lecție, să închidă un ciclu în viața lor, în care uh, nu au putut manifesta un început pasional într-un proiect în relația voastră, putea să fie prietenie, pentru că au trebuit să se vindece. Pentru că au trebuit să se vindece. Și cum s-au vindecat? Au muncit. Au încercat să iasă din această cușcă mentală muncind și descoperindu-și focul interior, redescoperindu-și focul și trezindu-se la o nouă spiritualitate. Să nu uităm că toate aceste semne sunt de foc. Asta e semnul leului. Aici iar avem un foc creativ. S-a concentrat pe bani, dar la un moment dat intrând în cușca asta și-a dat seama într-un moment am senzația că într-o în perioada eclipsei de dintre lună nu dintre leu și vărsător în acea perioadă că avem leu și vărsător în acea perioadă s-a produs un declic ceva și a înțeles persoana respectivă că muncind nu este suficient și s-a eliberat de această cușcă mentală, de această depresie eventual pe care încerca să o pitească lucrând și a început un proces de vindecare spirituală după această trezire, da? Care s-a produs în perioada eclipsei din vărsător. Dacă sunteți voi, evident, preluați voi întreaga această descriere. Voi atribui, sau voi nu vreți să oferiți această dragoste până nu se încheie acest ciclu, da? Acest ciclu, această lecție, până nu și învață ei lecția. Pentru că ei nu au venit, iau au cărți în poziție invers. Acum, am zis, va fi o perioadă în care voi veți fi într-o bătălie, să zic, interioară. Domne, îi ofer, nu-i ofer, totuși țin la acest om sau îmi doresc legătura de prietenie, de dragoste, ce ar putea să fie. Așa. Dar știu că am de, luptă cu, de luptat cu multe alte opțiuni ale lor, da? Că doar au șapte de cupe. Am competitori, am competiție. Sau, sau, pentru unii dintre voi, acest cinci de băte poate să reprezinte altceva în momentul în care această persoană vine. În viața voastră, voi nu vreți să -i primiți cu brațele deschise după atâta perioadă de așteptare. Și atunci vor fi obligați, într-un fel sau altul, să lupte pentru voi, pentru a câștiga încrederea, pentru victorie, pentru că după 5 de băte urmează 6 de băte, da? Vor trebui să lupte, că până la urmă sunt semne de foc, da? Să nu uităm că 5 și cu încă o bătă a reginei reprezintă 6 și își doresc victoria, pentru că doar pentru că sunt rege regina, da? nu acceptă refuzurile și vor trebui să lupte. În această perioadă, cum am spus mai devreme, voi va trebui să vă vindecați de această rană și în momentul în care vă vindecați de rană, Cavalerul de cupe se întoarce în poziția lui normală și veți putea manifesta ceva frumos între voi doi. Însă această perioadă de transformare reveniți la partea întâi vă va ajuta să explorați ce? O parte logică și foarte pragmatică a voastră. Probabil că veți spune. Bine, te las în viața mea să vii. Dacă îmi spui adevărul, da? Că tot avem niște secrete, fără a-mi spune adevărul, eu nu mai accept nimic și dacă îmi ofer stabilitate, pentru că altfel nu, nu mi ofer inima oricui. Să vă mai arăt ce ați mai primit o parte dintre voi. La capătul acestor cărți avem o altă poveste sau poate aceeași poveste, poveste în trecut. În, acest, în această perioadă a lunii martie veți avea într-adevăr o mare, mare bucurie. O parte dintre voi, evident, că nu pentru toată lumea citesc. O parte dintre voi veți simți super, super bucuroși. Evident, cu patru regine, cred că această regină, acest om, această persoană, vă va întregi, că tot avem un cerc și un total. Reveniți la primul mesaj din partea întâi, da? cuvintele pe care le-am auzit. Da? Și exact acel cerc total închis, veți, veți, vă veți întregi în momentul în care acest personaj intră în viața voastră, pentru că voi, spre sfârșitul lui Martie, aveți deja, veți fi trei într-unul. Da? Și vă va întregi această persoană și veți fi foarte fericiți. Veți lăsa în urmă o perioadă de răni, sufletești, că doar v-ați vindecat cu acest patru de de spade, v-ați vindecat sau va trebui să vă vindecați, pentru că dragii mei peștișori sunteți puternici. Sunteți puternici. Să nu uităm că aveți aici un ghidaj. Cineva va veni sau veți primi de undeva un ghidaj și veți putea să întoarceți roata norocului în poziție normală și să însămânțați ceva, un nou proiect, o nouă etapă în viața voastră, o nouă relație. Acum sunteți puternici. Roata s-a învârtit, Jupiter e în avantajul vostru, e în susținerea voastră și sunteți puternici. Poate relaționați cu cineva în semn de leu sau veți manifesta voi o forță spirituală fantastică, veți depăși rănile și veți avea parte de fericire. Dar asta pentru că în trecut, să vă arăt, în trecut a trebuit să, să închideți un ciclu de mari suferințe și totuși la cel moment de închiderea ciclului a apărut o poveste în care cineva, semn de aer sau semn de pământ, v-a făcut să așteptați foarte mult, v-a făcut să pierdeți nopțile, să vă faceți griji și să așteptați. Ați investit emoțional și poate nu doar emoțional într-o relație. Ați vrut să manifestați o relație cu cineva, da? Și lucrurile n-au mers. Ați fost pus și pe jar, ați așteptat până ați obosit cât timp ei nu au vorbit cu voi. Dar să nu uităm că și ei s-au transformat în perioada aceasta, nu au vorbit pentru că au trebuit să-și afle niște răspunsuri, să-și descopere lumina, să-și descopere spiritualitatea. Dacă nu sunt ei, sunteți voi. După această așteptare ați intrat într-o perioadă de liniște, de pauză, n-ați mai comunicat nici voi cu ei, pentru că v-ați dorit această lumină, să descoperiți lumina. Și ce ați descoperit după perioada de singurătate și de separare, să zic, și de lipsă de comunicare? Ați regăsit, ați regăsit dragostea adevărată. Aceste, acestea e regele de cupe. să Ia uite, interesant, aveți o regină de cupe aici, da? Și cred că v-ați descoperit forța voastră interioară emoțională și ați început să lucrați, trei de, de monede înseamnă a lucra în echipă ori v-ați dus la astrologi, la un tarot să vă spună una alta, dar eu cred că pentru voi ați început să lucrați cu voi înși vă, cu dualitatea voastră, cum a spus în prima parte, și v-ați descoperit o altă esență și v-ați construit ziduri în fața voastră, ziduri protectoare, pentru că ați fost răniți, care v-au permis, fiind protejați de aceste ziduri, v-au permis să creșteți sau vă vor permite să creșteți, însă, însă, trebuie să decideți. Însă trebuie să decideți între a lăsa aceste supărări în urmă sau a crește. Bănuiesc că veți ajunge a alege versiunea cea mai bună, Jupiter, creșterea, norocul. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, în această perioadă, nu o poți fixa pentru că timpul e fluid, vă veți întâlni cu sufletul vostru geamăn, da? cu flacăra voastră geamănă. Întâlnirea este ceva karmic, ceva ieșit din comun și această întâlnire și această schimbare de viață radicală vă va aduce o mare putere și mai ales o mare putere spirituală. Să nu uităm de ghidajul și de sfaturile pe care le-am le spus mai devreme că le veți primi. Da, și veți avea unii dintre voi, într-adevăr, vă veți căsători și veți fi fericiți. Pentru că tot am văzut și coroana, da? Coroana e o coroană, e un curcubeu plin de bucurie. Mai e o variantă pentru unii dintre voi, într-adevăr. Ați suferit pentru cineva care nu a vrut să comunice suficient de matur, care a fost destul de defensiv, dar poate chiar orgolios, orgolioasă, persoană zodialeului sau semn de foc, nu musai, semn de foc, care va rănit într-un fel și în primul rând va rănit pentru că va a lăsat în, de izbeliște la un moment dat. Va a lăsat de izbeliște, n-ați putut manifesta un nou început pasional din cauza că ei, poate să fie și dacă nu-i semn de foc, poate să fie un vărsător, da? o persoană la distanță, la mare distanță de voi Care v-a făcut să așteptați Și să, să vă uitați mai mult în trecut Ați regretat, da? Să vă uitați mai mult în trecut În loc să vă uh, orientați către viitor Către sufletul vostru pereche Către voi într-o altă companie Mai bună Dar simt că totuși martie vine cu schimbări Și... Am, am, senzația că este în beneficiu celor născuți în Zodia Peștilor sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești. Cam aceasta ar fi etalarea pentru luna martie. Sper că va aduce multora dintre voi măcar o formă de mesaj. Vă doresc dragoste, pace, credință și da, creștere spirituală. Numai bine vă iubesc. La revedere!